Ceau, sunt Voicu Mihnea din Beijing. Era asta în care trăim noi, era asta digitală, este plină de oportunități. Dar, atenție mare, nu vă faceți speranțe deșarte, pentru că în momentul în care te-ai deconectat de la era digitală, vei fi penalizat. Pentru că suntem ca și într-o cutie a lui Skinner, Skinner's Box. Dacă apeși pe butonul corect, dacă tragi de manivela corectă, atunci primești așa un bonus, primești o bombonică, primești un biscuite. Să te facă bucuros ca să mai revii, să mai apeși o dată pe același buton ca și să mai primești încă o bomboană. Dar fiți atenți și nu uitați, dacă cumva apeși pe butonul greșit, dacă cumva tragi de manivela greșită, ei bine, cutia lui Skinner îți dă așa un scurt circuit, bzz, ca și pedeapsă, pentru că ai făcut ceea ce nu trebuie să faci. De ce vă spun treaba asta? Pentru că recent am fost demonetizat de către YouTube. Adică, cum îmi permit eu să nu mai pun videouri noi pe un anumit canal? E bine, fii atent, n-ai tras de manivela corectă, haide că te pedepsim cu o demonetizare. De ce? Pentru că nu am mai avut îndeajuns de o ore vizualizate de către vizualizatori. Și haide, te pedepsim și îți luăm cei 3, 4, 5, 10 dolari pe care ți dădeam în fiecare lună pentru un conținut care l-ai făcut tu acum cu mult timp în urmă și te pedepsim, îți luăm banii și nu ți mai dăm. Dar, dacă vrei să fii remonetizat, e bine, mai adaugă un video, mai apasă pe butonul care trebuie ca să mai primești tu o bombonică. Despre ce este vorba? Este vorba despre un canal de-a meu mai vechi, unde am făcut niște videouri despre literatură, despre intertextualitate, despre cărți și nu m-am mai ocupat foarte mult de acest canal și a scăzut numărul de ore de vizualizări și a scăzut 4.000 și uite, YouTube mi l-a demonetizat, adică pierd în fiecare lună câte 10 dolari pentru că YouTube nu mai îmi dă acești bani. Asta nu înseamnă că ei nu mai pun reclame pe videourile mele, le pun, dar ei iau bani pe reclamele alea. Deci, oameni buni, cum pot fi remonetizat? Ei bine, mai îmi trebuie încă 400 de ore de vizualizări pentru a ajunge la limita minimă de 4.000 de ore în ultimul an, adică nu este mult, probabil vor crește, ei crește, nu crește, așa, în mod normal, dar, dacă doriți să mă ajutați ca să mai câștig și eu 4, 5, 10 dolari pe lună, atunci vă invit să mergeți pe canalul meu, îi spune UpLife, unde dacă vă uitați acolo, apăsați pe butonașul unde zice cele oldest, videourile cele mai vechi, vedeți cele videouri care au vizualizări mai mari sau care sunt primele vizualizări și dacă mergeți pe popular, vedeți care au cele mai mari vizualizări. Eu spun că videourile cele mai vechi sunt mai interesante așa pentru voi. Deci dacă 100 de oameni de la acest video merg și pornesc un video și se uită la el timp de 4 minute, poate dați drumul la un video de 4-5 minute și vă faceți treburile prin casă, poate mai ascultați ce mai zic eu pe acolo și uite, așa luptăm împreună în cutia lui Skinner, pentru că haide să nu ne facem noi speranțe deșarte și iluzii, cu toții suntem într-o cutie a lui Skinner și cu toții apăsăm pe butoanele care trebuie, pe care societatea ne spune că trebuie să apăsăm pentru a primi o bombonică de la cine trebuie. Dacă
cumva, dacă cumva ești așa în afara, în afara regulilor, în afara sistemului, e bine, ești penalizat. Deci, haideți să creștem cele 3600 de ore vizualizate la 4000 ca să mai primesc încă $10 de la YouTube. Vă las linkul în descrierea de mai jos. Ciao, ciao!